Misiunea Fondului Monetar Internațional, care urma să vină la Chișinău pe 17 iunie și a mânat vizita în Republica Moldova, decizia a fost luată după ce premierul Kiril Gaburici și-a dat demisia drept urmare potrivit oficialilor europeni. Amânarea vizitei ar putea avea consecințe negative pentru țara noastră. Reprezentanții Fondului Monetar Internațional trebuiau să ajungă la Chișinău miercuri pentru a negocia un nou acord de finanțare. Însă, din cauza demisiei guvernului, vizita a fost amânată pentru o perioadă nedeterminată, situație în care cei de la FMI nu au cu cine negocia viitorul acord. Potrivit șefului de delegației Uniunii Europene în țara noastră, Pirca Piola lipsa unui acord de finanțare cu femei va avea consecințe negative. De cealaltă parte, viceministrul economiei Tudor Copaci afirmă că nu este nimic grav în faptul că misiunea femei și-a mânat vizita în țara noastră. Lipsa unui memorandum cu Fondul Monetar Internațional ar putea periclita obținerea suportului bugetar extern, suma căruia în proiectul bugetului de stat este de circa 2,238 de miliarde de lei, echivalentul la circa 116 milioane de dolari americani. Totodată, Chișinăul deja a arătat ultima tranșă de 70 de milioane de dolari americani, ca urmare a lipsei transparenței din sistemul bancar, dar și a majorărilor de salarii nejustificate. Precizăm că Republica Moldova nu mai are un acord de finanțare încheiat cu Fondul Monetar Internațional din toamna anului 2013.